Hello, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi aș vrea să vă prezint o serie de produse din acestea de îngrijirea casei sau întreținerea casei, precum și câteva produse de alimentație pe care le-am folosit eu în ultimele 2 săptămâni, să zic așa. Deci, practic, astăzi vă propun o sesiune de empties sau produse consumate, unde o să vă zic așa un pic și prețurile și părerile mele personale cu privire la aceste produse și de unde le-am achiziționat. În mare parte, foarte multe produse sunt de la Lidl, pentru că am un magazin în proximitate și de obicei mă îndrept către magazinele din apropierea casei și evit să petrec foarte mult timp pe drum. Mi se mai întâmplă să mai merg și în alte magazine, dar de obicei merg în magazinele din apropiere. Și haideți să vedem ce anume am mai consumat. O să le iau în ordine aleatorie, pentru că nu le-am pus așa pe categorii. Prima dată o să începem cu alimentele. Bineînțeles că toate aceste materiale sau ambalaje care rămân în urma consumului vor fi reciclate, deci eu le depun la anumite recipiente din acelea de reciclare sau tonete de reciclare, astfel încât să fie, să zicem, împărțite pe categorii. Și începem. Au avut și de la Lidl, sau mă rog, au și în continuare săptămâna italiană și au diverse produse din acestea gen Italian style. Și bineînțeles că nu le găsiți în fiecare zi la ei, așa că eu de fiecare dată când observ că au săptămâna italiană, mai achiziționez câte ceva. Și de data aceasta avem niște biscuiți cu miere și lapte. Sunt foarte buni, sunt dulci. Avem aici un pachetel de 350 de grame și eu de obicei îl mănânc cu mere. Adică îmi place să mănânc biscuiții aceștia cu mere și sunt foarte gustoși. Cred că o cutie de un pachetel din acesta de biscuiți costă cam 8 sau 9 lei, cam așa. Vă zic prețurile cu aproximație. Da, mi se par ok, mi se par foarte, foarte buni și pe aceștia puteți să-i dați, nu știu, dacă aveți copii, puteți să-i dați la școală, de exemplu, pentru că sunt mini pachetele din acelea în interior. Sunt pachetele de biscuiți care sunt deja ambalați în plastic, adică puteți să luați din pachet un mini pachet de biscuiți și puteți să dați și copilul la școală și acești biscuiți sunt și ei separați și ambalați intern. Adică și îmi place modalitatea asta. Dacă plecați undeva într-o drumeție sau, nu știu, într-o deplasare și aveți nevoie de un snack sau un pachet, chiar și aceștia sunt foarte potriviți. Bun, deci aceștia de la Lidl. Apoi am mai luat aici niște nuts, niște alune din acestea în mix, bineînțeles că au sare, dar sunt și foarte gustoase, de la firma lor Alesto, da, și au diverse alune din acestea de pădure, alune obișnuite, migdale, caju și sunt foarte bune, iar un pachetel din acest tip costă cam 8 lei, cam așa, și pachetelul are 150 de grame. De obicei mi-au alunele acestea, nu știu, când vreau să mă uit la un film sau pur și simplu mă uit la televizor, văd un video pe YouTube. Eu de obicei la videourile pe YouTube mă uit pe televizor și atunci folosesc genul acesta de alune, sunt destul de gustoase și îmi place că nu sunt rânce, că de multe ori se întâmplă să cumperi de la magazine alune sau produse din acestea, gen semințe și nu au un gust foarte bun, au un gust din acela de vechi, rânce și nu îmi place. Apoi niște alune tot așa pe care le-am
descoperit de la Mega și sunt foarte bune. Îmi place că sunt, în primul rând, că sunt sărate și după care sunt și coapte și sunt coapte foarte bine și acestea sunt foarte gustoase. Acest pachet are 250 de grame și cam așa, tot așa, costă 7-8 lei, cam așa costă un pachet. Ideea e că îmi plac aceste alune, că sunt la fel, sunt gustoase și nu au mirosul ăla sau gustul ăla de vechi. Că se întâmplă să mai cumperi unele, sunt așa amare, sunt pur și simplu, au stat prea mult în magazin sau poate că au fost expuse la anumite condiții improprii, de exemplu prea multă căldură, sau au stat prea mult în depozit și de multe ori le cumperi și constați acasă că sunt râncede, adică pur și simplu s-au deteriorat proprietățile. Așa că acestea sunt foarte gustoase și le-am luat pe acestea și cu siguranță o să le mai cumpăr. Deci acestea sunt de la Mega Image. Bun. Mergem mai departe să vedem ce mai avem. Am mai descoperit la Lidl niște caramele sau bomboane gen caramel, din acestea care sunt umplute cu o cremă de caramel cu lapte, să zic, și se numesc caramel sweets. Da? Punga aceasta are 400 de grame. Da, și spun ei că sunt bomboane cu aromă de caramel și 20% umplutură cu lapte. Ideea e că acestea sunt foarte bune, sunt super gustoase, îmi plac și mi-au plăcut aceste bomboane, doar că creează dependență și dacă ai mâncat, nu mai vrei să mai mănânci una și după care încă una și... Da, și punga asta conține o cantitate semnificativă de bomboane, dar ce să vă zic, e o alternativă. Nu prea trebuie să mâncăm foarte multe dulciuri, că nu sunt bune pentru organism, deoarece conțin foarte multe calorii și de obicei zahărul nu este bun, e ca o otravă pentru corp, dar din când în când mai iau câte ceva dulce și de data aceasta am luat aceste caramele. Nu vă gândiți că le voi cumpăra tot timpul, pentru că v-am zis că conțin foarte mult zahăr. Și în general zahărul creează și inflamații în organism, pe lângă faptul că ne îngrașă, apar diverse inflamații în corp, așa că e bine să nu prea mai consumăm foarte multe produse cu zahăr, dar acestea îmi doream să mai mănânc niște caramele din acestea și știam că sunt bune, așa că le-am luat pe acestea. O punguță costă cam 13-14 lei. Nu știu dacă se găsesc în mod permanent la Lidl. Eu le-am găsit o singură dată și le-am și achiziționat. E drept că nu le-am căutat în mod special, pur și simplu le-am văzut și le-am achiziționat. Bun, haideți că mai avem produse, tot așa, de alimentare. Pentru că, tot așa v-am zis, a fost săptămâna aceasta italiană, au ei niște biscuiți din aceștia foarte crocanți și care au o cremă de lămâie. Îmi plac foarte mult biscuiții aceștia pentru că sunt gustoși, foarte gustoși cu crema aceea de lămâie și chiar îmi plac. O cutiuță din aceasta cred că a costat 7-8 lei, 8 lei cred că, da, pe ea. Și are 150 de grame și mi-a plăcut atât de mult încât mi-am mai luat una când am mai fost la Lidl, da? Deci acestea două le-am cam consumat. Acestea la fel, puteți să le folosiți așa când aveți musafiri, pentru că sunt foarte fini așa ca și biscuiți și crocanți, nu știu, când stați la televizor și vă uitați la o emisiune care vă place sau emisiunea, acum nu știu dacă mai sunt așa foarte multe emisiuni pe la televizor, dar, de exemplu, dacă vă uitați pe YouTube la un clip, puteți să serviți un desert de genul acesta sau, de ce nu, nu știu, când vreți să faceți așa o pauză sau când doriți voi, până la urmă nu există o regulă. Dar ce îmi place la acești biscuiți, în primul rând că sunt așa foarte crocanți și doi că au această cremă de lămâie. Sunt foarte gustoși. Bun, mergem mai departe cu alte produse pe care le mai am eu, tot așa alimentare. Sper să nu mai ratez ceva pe aici. Da.
Am aici și ambalajul de la capsulele Nespresso. Mi-am cumpărat recent niște capsule. Eu în permanență merg, în permanență, nu neapărat în fiecare zi, dar cel puțin o dată pe lună merg la cei de la Nespresso să depun capsulele folosite, pentru că ei au un sistem de reciclare. Cred că este singurul magazin din România care comercializează produse și le reciclează. Și atunci eu tot timpul, când ajung la ei să reciclez, mai cumpăr câte o capsulă, cât un tip de capsulă. Dacă au apărut arome noi, mai încerc și arome noi. Acolo ai posibilitatea să și testezi cafele dacă nu ai testat, adică înainte de a cumpăra poți să și să testezi, sau de ce nu, cumperi și între timp, dacă a apărut un sortiment nou sau chiar pur și simplu vrei să bei o cafea, poți să și bei. Mi se par foarte drăguți cei din AFI Cotroceni, pentru că ei au magazin intern și nu sunt așa presați. Și mi se par și mai drăguți. Cei din Mega Mall am mai fost și la ei, dar sunt așa pe toane, pentru că nu practic au o insulă în Mega Mall unde comercializează și nu tot timpul au toate sortimentele. Au așa un spațiu foarte redus în care pot să-ți ofere o cafea și de multe ori ori le ceri tu, adică nu e ceva așa la îndemână de. Și sunt mai ofertanți cei din AFI Cotroceni sau mult mai dornici de a-ți oferi o cafea, pentru că au și condițiile optime în comparație cu cei din Mega Mall, unde vă dați seama, nu au acolo foarte multe condiții de. E o insulă în care mai mult comercializează decât testezi produse. Da, deci mi l-am luat pe acesta. Acesta este cu Tokyo Lungo, da, pentru cafea lungă, și acesta Shanghai Lungo. Și evident, ele vor ajunge la tonetele de reciclare, pentru că le reciclez. Apoi, ideea este că eu, având acel aparat Nespresso, nu este o variantă scumpă, e una dintre cele mai ieftine variante, dar ce îmi place la aparatele acestea Nespresso de la ei, că nu ocupă foarte mult spațiu în bucătărie, și al doilea lucru, nu arunci zațul de cafea în ghiuvetă, să înfunzi ghiuveta. La început am făcut așa ceva, așa că pur și simplu le colectezi într-o punguță și le duci la ei. Și pentru că noi consumăm destul de multă cafea Nespresso, sau mă rog, în general cafea compatibilă cu aparatele Nespresso, merg tot timpul și mă orientez la achiziționarea unor produse mai rezonabile la preț, produse care sunt mai ieftine. Și aici o să vă arăt o variantă ieftină. Deci gândiți-vă că o cutiuță din asta Nespresso are 10 capsule și costă cam 25 de lei. Și aici o variantă mult mai ieftină. Este o cutiuță din aceasta cu 20 de capsule. Aceasta, de exemplu, este un Lungo Dark de la Perla și care costă 20 de capsule, 20 de lei. Deci, practic, ar veni un leu pe capsulă, un ron pe capsulă. Și acesta este. Vine 2 și ceva, 2,5 ron pe capsulă. Deci vă dați seama că e o diferență de preț. Capsulele de la Nespresso au un preț dublu față de cele de la Perla. Acestea de la Perla le găsiți în magazinul Mega Image și mă orientez să cumpăr produse mai ieftine. Și aceasta este o variantă ieftină și bună. Așa că mai achiziționez și capsule de genul acesta. Da. Bun, apoi mai evident că din când în când dacă nu ajung la cei de la Nespresso în mall-uri și evit totuși să fac și comandă online, pentru că în general la comanda online plătești și transport. Și atunci, ca să nu plătești transport,
ești obligat să cumperi capsule de o anumită sumă. Și preferința mea este să nu am această obligație de sumă și să dau banii pe transport 20 de lei. Prefer să cumpăr variante din magazinele de pe lângă casă sau dacă nu, când ajung la ei să cumpăr direct de la Nespresso, numai că ajung foarte rar și nu este tot timpul prima opțiune pentru că v-am zis, sunt cele mai scumpe printre cele mai scumpe de pe piață. O variantă un pic mai ieftină, dar nu vă gândiți cu mult mai ieftină, este aceasta de la lor Espresso, tot așa. După cum observați pe capacul lor spune că capsulele sunt compatibile cu aparate de cafea Nespresso, ca să știți. Așa, și aceasta, cred că aveau ei cei de la Mega ofertă și a costat vreo 17 sau 18 lei. Da, ideea e că mă orientez spre variante mai ieftine și de data aceasta am optat spre o variantă lor. Am vrut ceva diversificat față de varianta de la Perla și am luat această cafea Espresso de la lor, care și ea foarte bună, și avem 10 capsule, cum v-am zis. Vreau să vă zic că atunci când mă adun capsulele și le reciclez, nu mă îndrept neapărat, adică nu depun către cei de la Nespresso doar capsulele Nespresso. Tot ceea ce înseamnă capsule le pun în săculeț și le duc către ei, pentru că până la urmă vorbim de aluminiu, care aluminiul acesta se găsește în capsule, nu contează brandul, el se găsește oricum, că este Nespresso, că e lor, că e altceva, el se găsește. Și atunci când adun capsulele, adun de la toate brandurile și le pun acolo, asta este. Bun, haideți să vedem ce mai avem de alimentație. Cred că nu mai avem multe produse de alimentație la prima vedere. Da, mai avem ceva. Apoi mai cumpăr din când în când de la Lidl aceste cutiuțe de Prosecco, Secco Rosato, frizante. Îmi plac genul acesta de, să zicem, cocktailuri, mini cocktailuri. De obicei în weekend mai folosesc și mai consum în acesta și nu foarte mult, adică nu vă gândiți că consum multe cutiuțe, nu știu, cel puțin maxim o cutiuță de genul acesta. Bineînțeles și aceasta este dulce și conține zahăr. Este una dintre preferatele mele, Prosecco sau, mă rog, frizante. E un gen de Prosecco, să zic așa. Preferatul meu de la Lidl costă 3,50 lei, 3,49 lei acesta. Și ce îmi place că, de exemplu, nu ești obligat să-ți cumperi o sticlă de Prosecco sau de roze, de frizante, ci pur și simplu iei un mini size și mi se pare ieftin și bun. Adică dacă vreți așa să nu luați toată sticla și vreți doar să faceți un cocktail așa de weekend, nu știu, poate sunteți singuri acasă, vă uitați la televizor sau sunteți cu un prieten sau o prietenă sau cu soțul, puteți să vă luați unul, două cutiuțe din acestea de Prosecco și nu cumpărați toată sticla, ceea ce mi se pare o variantă ieftină și bună. Bun, o altă. Ce voiam să vă mai arăt? Asta, pe partea de alimentație. Am terminat și aceste gume de mestecat de la Mentos. Sunt unele dintre preferatele mele, adică e brandul meu preferat. Și am zis să încerc acestea cu căpșuni. Sunt destul de ok, le-am consumat și le-am pus. Cred că costă cam 6 lei, mi se pare, cam așa, sau 5 lei, nu mai știu cât, 5 sau 6 lei. Și le găsiți în principal la Mega. La Mega Image le găsiți pe acestea, de acolo le-am cumpărat și le-am descoperit prima dată în Grecia, până atunci nu le văzusem. Ce mai avem? Am mai terminat aici o mini ciocolată pe care am primit-o
de la sora mea din Grecia, a venit cu câteva dulciuri și de data aceasta aveam nevoie de energie în timp ce lucram și am consumat și această mini ciocolată din Grecia, foarte bună de altfel. Ca de altfel toate produsele din Grecia sunt super bune. Bun, cam acestea au fost produsele de alimentație, da, pe care le-am consumat. Și haideți să vedem ce mai avem. O să începem la produsele de îngrijire. Soțul meu a folosit și acest fixativ Hairspray Hold 5 de la Taft. Le cumpărăm și le recumpărăm. Cred că costă în jur de 20 de lei, cam așa ceva din ce mi-aduc eu aminte. Se găsesc peste tot în toate drugstore-urile. Da, și sau în supermarketuri. Și pe acesta îl cumpărăm și le cumpărăm și la terminat sau la consumat are 250 de mililitri, destul de ok, el folosește în mod permanent. Eu personal nu prea folosesc fixativ, dar el cu siguranță îl folosește. Bun. Apoi, pentru față am folosit și am terminat această mini apă termală care a fost destul de scumpă, cred că a costat 20 de lei. Am luat-o eu cumva la începutul septembrie sau la sfârșitul verii. N-a ținut mai mult de o lună această apă termală. Îmi place foarte mult brandul acesta Aven. Mi se pare foarte potrivit pentru persoanele cu piele sensibilă. Și mi-a plăcut foarte mult această apă termală. Da, e o idee foarte bună să folosim ape termale, în special când este foarte cald afară sau mergem la plajă. Sunt foarte bune acestea și minunate. Și îmi place foarte mult și recipientul și pulverizatorul, pentru că se eliberează particule foarte fine de apă termală și spun ei că este destinată pielii sensibile și că este anti-iritantă. Mie mi-a plăcut foarte tare că este foarte. Și spun ei că e foarte bună pentru estomparea iritațiilor pielii, da? Și poate fi folosit și după ce facem, nu știu, activitățile la sală sau vara. Eu am folosit-o vara. Vreau să spun că m-am răcorit vara asta, mă rog, că a fost o lună de zile, în sfârșitul lui august și septembrie, cred că am luat-o. Și intenționez să mai cumpăr. Pe acest recipient am luat destul de mult, am luat din farmaciile Catena sau, da, cred că Catena sau, cred că Catena. A costat 20 de lei, destul de mult, dar n-am vrut să dau mai mult pentru că nu știam dacă mă împac bine cu acest produs și dacă pielea mea acceptă genul acesta de produs și am zis să testez. Cu siguranță la anul o să le mai cumpăr, mai ales vara, deci o să fie un produs must have. Și da, și vi-l recomand și vouă pentru că sunt foarte, foarte bune, cel puțin răcorește așa tenul, simți așa pielea fresh și particulele acelea minuscule pe față e foarte, foarte plăcut, așa, e ca un masaj facial, vreau să vă zic. Bun, mergem mai departe acum cu produsele de îngrijire. Am folosit un săpun lichid de la Sien, acesta cu limoncello. Cred că a costat în jur de 12 lei. Ideea e că am săpunuri lichide în perioada aceasta de la Bath & Body Works, dar am rămas uimită că au scos cei de la Sien un săpun lichid cu astfel de aromă de limoncello și am fost curioasă și am zis să-l cumpăr și eu să-l testez. A costat vreo 12 lei, deci un raport calitate-preț foarte bun, 500 de mililitri. Ideea este că eram cam plictisită de aromele lor standard, care sunt aceleași, așa că atunci când am văzut ceva
diferit față de ce produc ei sau ce comercializează în magazin, am și cumpărat. A fost ok ca și produs, nu are un miros foarte, foarte intens, așa cum sunt cele de la Bath & Body Works sau cele de la DM, mi se par mult mai intense, dar a fost o variantă destul de ok, mai bună decât variantele lor clasice, care au același miros. Acesta a fost ceva diferit, nu era un miros foarte intens pe care să-l resimțiți mult timp de când vă spălați, dar a fost ok, l-am consumat, ce să mai discutăm. Apoi am mai cumpărat și acest Vanish Oxy Action, care este foarte, foarte bun. Am zis să iau așa niște pliculețe din acestea pentru albirea lucrurilor și l-am folosit pe acesta. Da, mi se pare ok, cu siguranță o să-l mai cumpăr și o să-l mai recumpăr. Nu cred că a costat mai mult de 4-5 lei acest pliculeț. Nu știu dacă este eficient. Probabil că o să cumpăr, e mai eficient să cumperi produsul full size decât mini size-uri, dar am vrut să-l încerc, așa că l-am terminat și pe acesta. Și mi s-a părut că sunt destul de albe lucrurile, mult mai albe decât cu detergentul obișnuit, adică le văd utilitatea. De data aceasta, cum v-am zis, este un Vanish. Așa. Apoi am mai terminat niște absorbante din acestea de la Siempre, de la Lidl, pe care le-am folosit. V-am zis că eu toate produsele le iau de la ei și de obicei cei de la Lidl nu au foarte multe variante, așa cum găsești în Mega Image sau în DM. Ai una, două variante, Always și marca lor proprie și gata, nu mai găsești altceva și așa că mă rezum la ce găsesc. Nu sunt ele cele mai bune de pe piață, dar sunt rezonabile, având în vedere raportul calitate de preț. Cred că un pachetel din acesta costă 6 lei, cam așa, 6 sau 7 lei, sunt destul de ieftine. Apoi mai avem aici niște pliculețe. După cum observați, avem un buchet de trandafiri și un buchet de lalele, tot așa de la Lidl. Eu de fiecare dată când ajung la ei și văd că au flori proaspete, îmi cumpăr și am permanență flori proaspete. Mi se par cele mai ieftine de pe piață. Adică să dai pe un buchet de flori, nu știu, până în 15 lei, nu cred că mai există un preț similar în orice magazin. Nu mai vorbim de tonetele acelea care se găsesc pe stradă, care sunt extrem de scumpe, așa că tot timpul mă îndrept către cele de la Lidl. Au și cei de la Kaufland, dar nu găsesc tot timpul pentru că se vând foarte rapid. Așa că eu tot timpul la Lidl, când găsesc, îmi cumpăr și flori. Și să știți că rezistă destul de mult timp, surprinzător, mai ales lalelele. Cam 5-7 zile din experiența mea rezistă. Trandafirii, în funcție de cum nimeriți, mai au și niște pliculețe din acelea cu substanțe de hrănire a trandafirilor, le mai folosesc și pe acelea, dar sunt, florile lor au un raport calitate-preț foarte bun și pentru cine nu știe, aceste flori sunt aduse din Olanda, adică sunt importate, să zic așa, nu sunt produse în România. Apoi, tot așa, am uitat să vă zic, pentru față, am fost la târgul de la Rome Expo și cei de la Viorica mi-au dat câteva creme din acestea anti-age, cremă fortifiantă și am folosit al doilea pliculeț. Cred că mai am unul pe care o să-l folosesc și pe acela. Da, sunt destul de ok, adică sunt impresionată de cremele lor și de ceea ce au reușit ei să creeze. Adică foarte multe produse din acestea de îngrijire corporală și sunt impresionată. Producătorul este în Republica Moldova și spun ei că este o cremă fortifiantă anti-age cu formulă ultra eficientă pentru combaterea semnelor vizibile ale îmbătrânirii tenului, hidratează, sporește fermitatea și elasticitatea pielii,
reconturează ovalul facial, potrivită pentru toate tipurile de ten, inclusiv cel sensibil. Da, având în vedere că e potrivită și pentru tenul sensibil, chiar se acceptă. Am folosit, acum nu pot să vă zic că am văzut niște rezultate optime, pentru că rezultatele se văd în timp și nu vă gândiți că asta depinde foarte mult de tenul fiecarei persoane, de problemele pe care le avem, deci e o chestie relativ subiectivă, aș putea să zic, rezultatele. Cu siguranță, orice masaj facial, o cremă care are niște ingrediente foarte bune, gen vitamina C, E, acid hialuronic, nu are cum să ne facă rău. Așa că am folosit-o și pe aceasta și mi intenționez să folosesc și celălalt sample care îl mai am și de ce nu, poate că la un moment dat o să cumpăr și crema dacă sunt încântată și dacă au un preț bun. Apoi, un produs pe care l-am consumat și este ultimul pe care îl vi prezint acum, este acest, să zic așa, deodorant de cameră, pe care tot așa l-am luat de la Lidl, costă 9 lei și pe care eu permanent le cam țin în casă pentru a avea un aer fresh. Evident că aerisesc în fiecare zi pentru că este important să aerisim. Am citit niște documentare și spuneau că aerul din casă este mult mai poluat decât aerul din afara casei și atunci este recomandat să aerisim în fiecare zi, astfel încât să avem un aer fresh în casă, ca să știți ca idee. Acum nu știu dacă articolele sunt corecte sau nu, dar asta am citit eu pe anumite articole. Cam acestea au fost produsele consumate. Acestea vor ajunge, evident, la centrul de reciclare, pentru că nu vreau să stau cu ele în casă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept pe canalul meu și cu alte clipuri. Să știți că am vreo 200 și ceva de clipuri pe canal. În cazul în care sunteți interesați și de alte topicuri, puteți să vă uitați pe canalul meu și vă alegeți de acolo ceea ce ce doriți să vedeți. În principal sunt video din acestea legate de produsele de îngrijire și de parfumuri, impresiile mele personale, o să găsiți unele și cu prețuri, unele fără prețuri, să zic așa, dar și produse consumate pe care le-am consumat și care sunt impresiile mele cu privire la aceste produse. Cam acestea sunt informațiile, vă mai aștept pe canalul meu, după cum observați, sunt foarte multe materiale reciclate, vă dați seama cât se consumă în România, așa că ar trebui să ne gândim serios cu toții și să ne gândim cum reușim să reciclăm aceste produse sau mai exact să le ducem către centrele de reciclare. Am văzut că sunt destul de multe, să zic așa, inițiative, mai ales la supermarketurile mari, nu toate, eu, de exemplu, la Lidl n-am văzut nicio inițiativă, dar am văzut la Kaufland, prin care colectează produse reciclate și, evident, în schimbul lor poți să primești niște bani. Eu personal fac acest lucru și fără bani, adică pur și simplu mă duc la centre și le depun. E drept că mi-aduc aminte când eram copil, partea asta de reciclare era ceva, făcea parte din activitatea școlară, adică cel puțin din clasa 1 sau până în clasa 8, erai obligat să aduci diverse ambalaje la școală și erai obligat să reciclezi. Mi se pare o inițiativă foarte bună care ar trebui să fie reluată sau, mă rog, preluată, reluată, cum vreți voi, sau mai degrabă ca toate firmele care comercializează produse să se ocupe și de reciclare. Și aici mă refer nu numai la firmele Kaufland, Lidl, mari jucători pe piață și marile supermarketuri, cred că toți comercianții, adică și cel care vinde mobilă, trebuie să se ocupe de reciclarea produselor și să poată să-ți ia în schimb, nu știu, un mobilier uzat sau să-ți preia ambalajul care rămâne. Deci cam asta ar trebui să fie obligatoriu la fiecare centru. Și cu siguranță, dacă lucrurile astea s-ar face, evident că nu ar mai fi atât de multe lucruri
și ambalaje aruncate peste tot. Deși părerea mea personală că ambalajele alea aruncate peste tot nu se creează într-o zi, două, sunt pur și simplu ambalaje create, mă rog, adunate în ani, care nu au fost ridicate. Adică ceea ce se găsește în lacuri și pe unde mai vedem noi sunt de fapt ambalaje care nu au mai fost niciodată curățate sau așa că ar trebui să fie un proces din acesta obligatoriu. Și un alt aspect apropo de partea asta de reciclare, când eram copil tot așa erau diverse inițiative în care mergeam în parc cu toții și adunam ambalaje. Am mai văzut așa niște inițiative pe la companii, ceea ce e de apreciat, dar în rest nu prea sunt foarte, foarte multe inițiative. Poate că ar fi indicat să avem niște inițiative de genul acesta obligatorii peste tot, în cadrul companiilor, în cadrul școlilor, în cadrul facultăților, să fie așa două inițiative pe an, să zicem primăvara și toamna, sau n-ar fi rău să existe genul acesta de inițiative. Oricum, ideea este, cum, după cum observați, sunt foarte multe ambalaje care rezultă în urma consumului și ceea ce vedeți la mine este doar așa o mică parte, că vă dați seama, sunt ambalaje pe care deja le-am dus la centrele de reciclare, care nu sunt expuse în videoul acesta, dar viteza cu care consumăm este destul de mare și ceea ce rămâne, după cum observați, 100% se poate recicla. Vă doresc o zi minunată și, evident, să reciclați și voi.